Hai noroc, băieți și fete, și bine v-am regăsit! Gazda voastră Puf, ca de obicei prezentă la datorie, cu un nou episod din Minecraft 1.14 Hardcore. Ha, ha, ha. Suntem tot pe Hardcore, nu ne-am potolit încă, chiar dacă în episodul 8 sau ceva de genul ăla am crăpat, ca niște inteligenți care suntem. Ne-am întors de data asta într-un... am crezut că o să se duc aici. De data asta, într-un sat de taiga. Am făcut un micuț live ieri și probabil mulți dintre voi nu ați fost pe live și nu ați văzut chestiuța asta, dar am căutat un seed, am găsit un seed cu un sătuc de taiga și toată lumea a fost ceva de genul rămâi în satul de taiga, rămâi în satul de taiga, e mișto, e mișto, e mișto, e mișto, ne place, ne place, rămâi acolo. Așa că am decis să rămân în satul de taiga. Acolo în depărtare, după cum vedeți, avem un pillager outpost. Ca să nu avem probleme cu gușterii ăștia, i-am închis pe aici prin căsuțele astea. Uite, aici avem 1. Aici în căsuța asta parcă avem 2 sau ceva de genul ăla. Și în căsuța asta mai avem 1. Pentru că am început am început harta și ne-am trezit fix în spate la gușteria aia. Deci, în mod normal, o să aveți seed-ul în descriere dacă sunteți interesați de chestia asta. În mod normal, ne-o spawnat undeva acolo, în spate la gușterii aia de pillageri, undeva pe partea dreaptă, mă rog, stângă, nu dreaptă, în partea stângă undeva, dar o să vă spawneze cu fața așa încoace. Deci, undeva acolo pe partea stângă, trebuie să-i ocolim pe fraică geamantanii ăștia, uite așa frumușel. Și să venim, uite aici unde găsim noi satul nostru. Coordonatele de la sat sunt undeva la, să zicem, 300 cu 160 cu 180, ceva de genul ăla. Le aveți acum aici în stânga pe ecran, dacă vreți și voi să veniți fix unde este satul. Alte chestii, din păcate, știu că s-au făcut ceva update-uri și pe Bedrock Edition, care este versiunea de telefon, tabletă, Windows 10, etc. Nu știu sigur, nu sunt așa de informat pentru că nu joc Bedrock Edition și nu știu 100% dacă s-au făcut update-uri cum sunt snapshot-urile de la pentru 1.14. Dar poate dacă căutați și vă interesați, există o șansă să găsiți lucruri de genul ăsta, cum ar fi update-urile astea de 1.14. Am mai văzut prin comentarii niște chestii la modul de ce nu mutați breazla pe 1.14, pentru că suntem în snapshot. Dacă vă uitați acolo sus în stânga, scrie Minecraft 18W50A, însemnând că nu e o versiune oficială de Minecraft. Prin urmare, din păcate, o să fie un picuț mai greu cu asta, pentru că există posibilitatea să dea fail-uri, să iasă buguită versiunea sau whatnot, chestii de genul ăsta. Și atunci un picuț cam greu. În cazul în care ne se strică harta sau ceva, e bine, nu prea mai avem ce să facem. Și am zis că nu o să trecem cu breazla încă pe o versiune de snapshot. Cam asta e legat de partea cu breasla. Uite cum văd că am greșit pe aici pe undeva. Vreau să fac un zid iarăși în jurul satului. Hei, ce se întâmplă? Facem un zid. Și văd că am greșit un pic cu lucrurile pe aici și mi-e cam greu să și gândesc ce vreau să vorbesc cu voi și să și fac chestii în același timp. But hey, descurcăm noi că suntem băieți. Ups, sunt mari. Da, 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 da. Bun, asta înseamnă că o să trebuiască să... Sau, nu, e ok. 1, 2, 3, e un picuț cam nasolă treaba aici. Pentru că o să trebuiască să mutăm toată chestia asta mai încoace un picuț. Asta înseamnă că pe tine te mutăm aici, pe tine aici. Am putea să facem undeva o chestie de... Uite cum ar fi aici. Sau, nu, stai. Pac, ceva de genul ăsta. Nea.
O să ne ducem, uite, așa, simplu. Zbam, acolo să vină unde asta. Chiar dacă aici sunt 4 blocuri în loc de 3, sau sunt mai mult de 4, 1, 2, 3, 4, 5, holy moly, și poate să fie 6. Mă, nu-i prea bine ce se întâmplă. Asta înseamnă că tu o să fii acolo, 1, 2, 3, tu o să fii acolo. Dacă fac asta aici, o să fie prea aproape. Iarăși, nu-mi convine. Ne băteam capul pe live-uri cu o chestie interesantă și ziceam că, bă, ăștia n-au deloc ferme. Uite că au ceva fermă, e un picuț mai departe decât aș vrea eu să fie, dar au un picuț de fermă, care cel mai probabil o să fie distrusă, bineînțeles, și o să o aducem cumva în sat. Nu prea are rost să ne chinuim să înconjurăm și toată nebunia asta. Și așa m-am chinuit să fac gardul cumva și pe lângă casele alea care sus acolo. Am zis că, bă, hai să le lăsăm, dacă tot sunt așa interesante și drăguțe, hai să le lăsăm și pe ele acolo. Și parcă mă deranjează un picuț faptul că au rămas acolo. Dar ne descurcăm noi pe parcurs, vedem noi, găsim soluții. Ok, și atunci tu o să vii aici, tu o să vii aici. Și tu o să vii aici. Super. Și avem 1, 2, 3, 4 și dacă te mutăm pe tine un pic mai încoace, o să avem 5 bucățele. Asta să fie intrarea, după care tu o să vii acolo. Oh, Jesus. Trebuie să facem și multe reforming, deci e ceva incredibil. Am găsit satul ăsta, dar... 1, 2 și 3, pac, și tu o să vii acolo. 1, 2 și 3 și tu o să vii acolo și atunci tu o să vii acolo. Și tu o să vii aici și tu o să vii aici. Mamă, deci... Vedeți, asta e toată munca asta ciudată și un picuț nasoală pe care trebuie să o facem când vrem să... e o oaie. Perfect. Am crezut că e cumva un pillager sau ceva pe aici și o să ne dea bătăie de cap. Ups. Asta e toată munca anevoioasă pe care o facem noi când vrem să construim ceva. Trebuie să-ți faci pe aici semne și să-ți marchezi teritoriul. Cum ar veni. Să știi pe unde să vii cu toate nebuniile. Ceva nu e în regulă aici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. What the heck? Și mi iese la perfecție? Aici, în schimb, parcă nu prea place, dar... o să fie poarta aici, deci o să mutăm ăsta cu unul mai încolo și ăsta cu unul mai încolo. Și nu contează dacă avem aici două blocuri și aici respectiv două blocuri, nu e o problemă așa de mare. Cumva și ăsta o să vină terraformizat, dacă pot să zic așa. Pam, 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 param, pam, pam, venim pe aici, frumușel. Toate astea sunt cu 3, cu 3, cu 3, cu 3, cu 3, cu 3 și aici e un pic ciudată toată schema. 1, 2, 3, avem 4, 5. Da, e un picuț ciudată schema asta de aici. Sau ia stai așa un picuț. Că aș putea să... dar după aia o să vină poarta direct. Sau? Are ceva dacă o să vină... Dacă o să vină poarta direct aici. Oricum, chestia e în felul următor. Astea o să vină făcute din... sprus, cel mai sigur, cel mai probabil. N-am ce face, îmi place sprusul, deci nu pot să mă las de el. Este ceva, un len așa de drăguț, care arată el așa de bine. Și ceva de genul ăsta o să vină. Toată chestia asta. De fapt, știi ce? Pune asta pe 1, ăla pe 2 și ăsta pe 3. Ok, ok, ok. Așa, și avem 1, 2, 3, 4, 5. Oare vreau să fie cobblestone jos? Deși nu arată așa rău cobblestone-ul. Gen să fie ca și un fel de fundație a porții. Și... știți că în episodul trecut, adică în episodul trecut, pe harta trecută am avut măgarul, respect măgarul ăla cu care, de care ne foloseam noi și așa mai departe. Și o chestie interesantă ar fi să avem gen cumva o poartă, să putem să și ieșim cu măgarul din, din toată chestia asta și atunci... vreau câteva de-astea. Să trebuiască să mergem să mai strângem niște spruce-uri. Și gen câteva uși.
Hai să mutăm scurt de aici. Și atunci ar fi... dar atunci ai... vezi? Vezi tu că nu-i bine ce facem noi aici? Că aș vrea să fac gen la modul ceva de genul. Fac, fac și pe aici aș putea să intru cu măgarul și să trec cu măgarul. Dar din moment ce chestia aia îi cu un bloc mai... ar trebui să mut toată chestia mai încoace. Deci pe chestiile astea îs adeptul lucrurilor asimetrice. Adică, sau, nu, cum zice, nu zice asimetrice, cum n-ai vei zice? Uite, am un lapsus, foarte tare, în momentul de față am un lapsus, ceea ce e incredibil, e fantastic, e extraordinar așa ceva. Ups, ia, nici pe tine nu te-am pus bine. Ok, și uite aici deasupra, iarăși ar trebui să vină ceva de genul ăsta. Și arată un pic cam ciudat ce-i drept. But hey, it's working. Jap, jap. Așa, acum stârpul ăsta ar trebui să vină aici. În loc la chestia asta. Ceea ce face tot un pic mai complicat decât ar trebui să fie. Jesus. Pentru că ar trebui să mutăm... Practic ar veni așa ceva. Înțelegeți voi ce vreau să zic? Și atunci ar veni aici 1, 2, 3, pac, și aici ar veni următorul stâlp. Oare să ne ducem așa și să vedem ce iese? Nu, poate ar fi o idee. O, iar vine noaptea. Și ziceam de, uite că tot așa sar de la o chestie la alta. Ziceam de chestii simetrice și asimetrice. Nu era vorba de simetrie, era vorba de numere cu soț și numere fără soț. Și deși sunt adeptul numerelor fără soț, când vine vorba de chestia asta de aici, cred că aș prefera mai degrabă să fie un număr cu soț, numai pentru că ușile astea aici așa au făcut mai ciudate. Dar ce am putea noi să facem ar fi să mutăm toată poarta asta, măcar cu un cub mai încolo, uite aici să vină. Și acum, bineînțeles, o să fie nasol pentru că și fiindcă deoarece. O să vină iarăși stâlpul ăsta de aici. O să vină cu un bloc mai încolo față de astea. Dar dacă stau și mă gândesc un picuț, poate putem face undeva o schemă. Vedem. Vedem noi pe parcurs. Da, sper că undeva o să putem să ne mișcăm cumva, să facem o schemuță încât să mutăm chestia mai încolo. Vreau să-l mut mai încoace un pic, pentru simplu fapt că o să avem drumul, cum ar veni, fix pe centrul lui. Și atunci ar fi foarte interesantă chestia aia. Mă uit așa. Și dacă am pune noi ușile astea aici așa, deși e un picuț cam nasol, chiar mi-a zis cineva data trecută, puf, dar de ce nu pui uși la poarta ta? Mă, ușile cam pot fi sparte de zombie și e un picuț cam nasoală chestia asta, pentru că în momentul de față noi pe 1, nu știu dacă merge pe 1.14, hai să vedem chiar. Nu mai merge. Sau? Merge să pui ușa deschisă. Oh, praise be the Lord. Ok, dar trebuie să te pun cumva invers. Dacă te pun de aici. Ăla-i, bă, băiatule. Dacă pe tine te pun de aici. Nu știu sigur dacă mai ești chiar așa de tântălăi zombilăi, încât să creadă că ușile astea două sunt de fapt, când sunt închise, sunt de fapt deschise. Pentru că e un picuț nasol că cuștele ăștia poate să spargă ușile. Și atunci m-aș trezi cu zombalăi în, cum îi zice, în sat. Ceea ce nu prea îmi convine. Ia mă pune acolo. Nu pot să pui o chestie de-aia. Ok. What the... Jesus. De ce nu fac eu treaba următoare? Uite asta, așa. Ăla-i. Pac, pac, pac. Ups.
atunci asta arată un picuț ca și o poartă. Și am putea să facem, dar gen cu alt tip de lemn, să băgăm dark oak oare sau să băgăm oak în toată schema asta. Nu știu, am oak și am și dark oak. Așa, revenind la alte chestii pe care le-am făcut pe live, am făcut barrel-urile astea, care sunt destul de simple de făcut, nu sunt chiar super ușor de făcut. Ia să vedem dacă scriem aici B-A-R-R, uite așa. Sunt practic niște 6 plank-uri, 6 scânduri, 6 bucăți de scânduri și două bucățele de, cum zice, slab-uri. Nu prea are importanță de ce culoare sunt, pentru că tot același tip de butoi o să vă dea. Și care e schema cu butoaiele? E bine, poți să le pui gen unul peste altul și să aibă obiecte deasupra lor și ele încă tot să se deschidă fără nicio problemă. Spațiul din ele este cât ar avea un chest simplu. Și încă o chestie interesantă e că nu fac niciun sunet în momentul în care le deschis, ceea ce e foarte mișto. Ok, am mai făcut un smoker, pe care l-am făcut și în episoadele anterioare. După cum vedeți și voi, niște bucățele de lemn, mai exact 4 și un furnace, vă dă smokerul. Ce face smokerul ăsta? E bine, dacă puneți în el carne, orice tip de carne, nu contează, o să-l prăjească de două ori mai repede decât ar face un furnace normal. Și pe lângă l-am mai făcut un blast furnace. Blast furnace care se face din 5 bucățele de fier, un furnace și smooth stone. Smooth stone care se face în felul următor. Stone. Mi-arată oare cum să fac smooth stone? Nu, cred că trebuie să mă duc aici, să dau pe ăsta. Și uite aici ne arată. Smooth stone se face din stone simplu băgat la prăjit într-un furnal și vă dă smooth stone. Easy peasy lemon squeezy. Și așa o să puteți să faceți ăsta blast furnace-ul, care la fel ca și smokerul prăjește de două ori mai rapid orice material, ceea ce e super mega extra eficient. Nu știu aici dacă dăm pe ăsta o să ne arate aici cartofi și steak și așa mai departe. Ok, și am făcut și nebunia asta de repair and disenchant. Doar pentru că poate pe viitor o să enchantăm niște chestii, că avem aici enchantment table-ul, deși am enchantat deja niște lucruri și armura de fier am enchantat-o pe toată cu level 1 ca să am în cazul în care vreau să mă bat cu gușterea de acolo. Am fost și la ei, mi-am furat crossbow-ul ăsta după ce mi-am enchantat toată chestia. Aici, frumușel, în muntele ăsta am făcut o peșteră până jos de tot, unde am găsit și diamantele. Live-ul de ieri este pe Unlisted, așa că din păcate mulți dintre voi poate nu o să puteți să-l vedeți. Dacă aveți cumva playlist-ul de la live-uri, care și ăla e pe Unlisted, sau dacă are cineva playlist-ul de la live-uri sau link-ul de la live și poate să vă dea, așa puteți să-l urmăriți. Dacă nu, sorry for you guys. Ok, ce am mai făcut noi? Am făcut niște lanternuri, care folosesc foarte simplu de făcut. Uite aici le avem, pam-pam, care ne luminează câteva căsuțe de pe aici. Bineînțeles, o să le folosim mult mai mult pe aici prin sat. Și da, am mai făcut enchanter-ul și am enchantat niște chestii, plus am făcut diamond pickaxe-ul ăsta și mai avem aici încă 11 diamante. Dar nu o să le folosim până când nu o să ne facem armura full diamond. După ce ne facem armura full diamond, e bine, o să le folosim cu mare drag. Așa. Un zombie. Și nu știu unde e. Acolo n-are cum să fie. Cred că e undeva pe dedesubt. Am așa o vagă impresie. Ok. Bam. Aș vrea să fac niște slab-uri. Ceva de genul și poate câteva din astea. Ok, și acum o să luăm de aici niște dark oak, facem și din asta niște slab-uri, plus niște scări. Și hai să vedem care lucră mai... Ups, nu vreau să arunc cu tine. Care lucră mai bine. Ideea de bază ar fi în felul următor. Ia, îți curios de o chestie. Pac, 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 pac. Ups. Dacă am face o treabă de genul ăsta.
parte n-ar arăta chiar așa de rău. Și am putea să facem o treabă la fel, dar tot mai bine ar arăta jos cu cobblestone-ul, care să fie pe post de, de fundație sau ceva de genul ăla. Și bineînțeles că am putea să facem gen și niște, de fapt știți ce? Hai să punem la prăjit niște cobblestone ca să facem niște stone, să facem niște stone brick-uri și alte chestii de genul ăsta. Nu mai am deloc coal în furnalul ăsta, da, something. Parcă aveam mai înainte. Interesant. Da. Uite așa. Știu că am pe aici pe undeva niște stone. Uite, și avem și stone slab-uri în cazul în care vrem să folosim chestii de genul ăsta. Ceea ce e foarte tare. O chestie interesantă iară e faptul că cred că putem face stone wall-uri. E bine, nu putem face stone wall. That sucks. Așa. Putem să facem astea în schimb. Și mai degrabă aș folosi cracked stone bricks. Din astea parcă putem să facem wall-uri acum, nu? Da! Putem să facem wall-uri din astea. Dude. Atât degeaba suntem în ăsta. Hai să mai facem un furnace. Doar pentru că mai avem o grămadă de chestii de prăjit pe aici. Putem să luăm de aici așa, să punem aici așa și să facem treaba asta. There we go. Și slab-urile astea de stone, din păcate, nu prea mi-l ce să le folosim. Well, asta e. Și acum putem face chiar și din andesite wall-uri. Ia uite la ei. Și andesite-ul merge destul de bine în combinație cu chestiile astea de piatră, ceea ce e super, super mișto. Uite așa, dacă luăm vreo 3 bucăți, bă, ăsta deja e enervant aici, mă disper, mă scoate din sărite. Bun, și facem o chestie de genul ăsta, așa, pac, acolo și pac aici, țac, țac. Și punem chestia aia și arată belea. Și pe tine parcă te-am pus din interior ceva de genul ăsta, nu? Da, super. Sper ca zombie să creadă că e deschisă ușa asta, la modul când e închis, așa, sper ca ei să creadă că e deschisă. Aia ar fi super interesant. Bun. Și acum, parcă Dark Oak-ul ăsta totuși mai e prea negru. Am fi putut să facem ceva la modul ăsta așa. Gen să aibă ca și un fel de acoperiș sau ceva. Dar e mult, 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 mult prea închis la culoare. Cred că mai degrabă aș folosi Oak. Cred că mai degrabă aș folosi Oak. Dar astea fiind spuse, dragii mei, cam atât pentru episodul de astăzi. O să ne vedem pe data viitoare. Până atunci, v-am pupăcit. Aveți grijă de voi. Ciao, les baules.